Salariul minim brut pe țară va crește din 1 iulie de la 850 de lei, cât este în prezent, la 900 de lei, aceasta fiind cea de-a doua majorare din acest an. Prima a avut loc pe 1 ianuarie, când salariul minim brut a urcat de la 800 la 850 de lei. Mărirea care se va aplica de luna viitoare presupune că angajatorii vor trebui să scoată în plus din buzunar nu doar 50 de lei pe lună, ci mult mai mult decât atât. Salariul total pe care îl vor suporta pentru fiecare angajat va fi mai mare de 900 de lei. Mai exact, acesta include taxe pe care angajatorii vor trebui să le achite la stat pentru respectivul salariat. În plus, la toate acestea se adaugă în unele cazuri și cheltuielile pentru transmiterea în revisal a modificărilor salariale. Sunt așteptate să intre în vigoare noi obligații ce vizează asociațiile de proprietari după ce senatorii au aprobat recent un nou proiect de lege. Documentul prevede că în obligațiile asociațiilor de proprietari va intra și afișarea lunară a modului în care se calculează cheltuielile aferente asociației de proprietari, precum și modul de calcul în urma căruia au rezultat sumele pe care proprietarii le plătesc. Principalul responsabil pentru această sarcină este președintele asociației. În cazul în care acest proiect de act normativ va fi avizat pozitiv, nerespectarea acestei obligații atrage amenzi între 500 și 3000 de lei. Mai mult, administratorii de bloc vor fi obligați să informeze pe proprietari trimestrial, prin poștă electronică sau în scris, cu privire la situația financiară a asociației. Actul normativ adoptat de senatori se află în dezbatere la Camera Deputaților. Guvernul a decis miercuri, printr-o ordonanță de urgență, eliminarea impozitului pe venitul agricol proporțional cu gradul de calamitate constatat pentru contribuabilii care au desfășurat în anul 2013 activități agricole și care au suferit pierderi de venit ca urmare a unor factori externi. Totodată, ordonanța stabilește posibilitatea contribuabililor de a transmite la organele fiscale cereri ori alte acte procedurale, utilizând mijloace de transmitere la distanță, dar și posibilitatea organului fiscal de a transmite, inclusiv în format electronic, la solicitarea altor autorități publice, documentele privind situația fiscală a unui contribuabil. Comisarul șef Traian Berbeceanu a contestat măsura sechestrului instituit de procurorii structurii centrale a DIICOT asupra locuinței din Deva și a câștigat în instanță ridicarea sechestrului. Judecătorii Tribunalului Hunedoara au decis ridicarea sechestrului, măsura obligatorie fiind dispusă de procurorii structurii centrale a DIICOT la sfârșitul lunii mai a acestui an, asupra apartamentului din Deva, în care fostul șef al Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate, Alba Iulia, locuiește împreună cu familia sa. Sentința magistraților hunedoreni este definitivă și irevocabilă. Tot magistrații hunedoreni sunt cei care în urmă cu 2 luni au anulat și măsura controlului judiciar instituită față de comisarul șef Traian Berbeceanu.